Petele pe frunzele de prun. Da. Ce se întâmplă? Am și eu vreo 7-10 prun și pe toți prunii sunt pete pe frunze. Deci se pot întâmpla să fie mai multe fenomene, dar două foarte importante. Dacă luați o frunză verde și vă uitați la ea în zare și apar niște pete neregulate, mai deschise la culoare, da, înseamnă că aveți acolo un virus. Îi spune plumpox. Plumpox, da. Acolo nu există vindecare. Doar că oprim din dezvoltare virusul respectiv, stropind în permanență cu produs pe bază de cupru. Da, da, da. Da? Deci ceea ce vedeți în imagine sunt fructele afectate. Da. Mulțumesc, doamnă profesor, să trăiți.